pe 3 martie, acum de curând, dar suntem în 5 martie, am împlinit 9 ani de când am permisul de conducere, timp în care am făcut peste 250.000 de kilometri, cu câteva sute, ca să nu zic mii de mașini. Deși sună mult mii de mașini, fiind în servis, am pus piciorul pe câteva mii de ambreiaje, de pedale de ambreiaj. Le-am plimbat prin curte. Am fost în probă de drum, câte 5 km, 3 km, 20 de km. Am luat mașini de test drive. Am avut mașina părinților, a fost una, a mea două, prima trei, cu Subaru 4, asta e a cincea. Sunt la a cincea mașină, să zicem, personală, cu tot cu cea a părinților. Și tot așa. Deci am condus multe mașini, cât să-mi fac o idee generală, dar am foarte multe de învățat, îmi dau seama, în continuare, nici nu se pune problema de așa ceva. Și vreau să transmit celor începători, celor care urmează să-și ia permisul de conducere, în mod special, pentru aceea este acest clip în mare parte făcut. Trebuie să fii foarte precaut la volan, pentru că tu poate nu ai nicio vină, dar trebuie să te ferești de alții. Am tot spus mereu că o să-mi iau o cameră de bord, să o pun, să înregistrez tot felul de aurolaci imbecili cu ceafa lată care îmi taie fața, se bagă aiurea, depășesc 180 de km pe oră pe banda de urgență, pe autostradă, nu-ți acordă prioritate și așa mai departe. Se întâmplă să greșești și tu în trafic, greșesc mereu pentru că eu sunt și o persoană mai aeriană, mă gândesc la tot felul de lucruri în timp ce conduc, în timp ce mă gândesc mereu la ceva în timp ce fac altceva. Și când fac asta, de obicei merg încet. Când sunt gânditor, merg cu 60 de km pe oră, merg încet. Și uite, ăsta, de exemplu, a ieșit foarte aiurea, mă rog, mi-a mulțumit și a cerut scuze. Asta înseamnă să fii civilizat în trafic. Greșești, te-ai băgat aiurea. Te-ai băgat un pic mai în față pentru că n-ai văzut de alt bou care a parcat aiurea. Și ieși un pic cu nasul să te uiți, nu vezi, vine unul tare, l-ai încurcat, l-ai făcut să pună frână, scuze, mulțumesc, o avarie și nimeni n-are ce să-ți reproșeze. În trafic trebuie să fii calm, cu toate că uneori e greu și eu sunt o fire mai ușoră, sunt calm, dar mă și enervez de multe ori destul de repede. La volan însă sunt foarte calm, nu mă enervez, merg încet. N-am nicio problemă. Am învățat foarte multe lucruri în tot acest timp. După ce ai permisul de conducere, nu o să știi mare lucru. La fel cum se întâmplă la orice școală, nu doar cea de șoferi. La orice școală te vei duce, termini școala și când intri în practică, vei alizea că nu știi nimic. Așa se întâmplă și cu școala de șoferi și vei învăța de unul singur. Foarte multe lucruri. Experiența își spune cuvântul și pot să zic că, deși am condus atât de multe mașini, am o lipsă destul de mare pe propulsie, pe tracțiune spate, deși am acasă așa ceva, nu am experimentat să o învârt, să o forțez, să... Deci am foarte multe de experimentat și eu, după 9 ani de zile și multe zeci de mii de kilometri. Dar când stai la volan înveți foarte multe lucruri. Principalul lucru pe care vreau să vi-l transmit este să fiți precauți, să fiți calmi, să păstrați distanța întotdeauna. M-a salvat de N ori faptul că am păstrat o distanță corespunzătoare față de cel din fața mea. Și asta vreau să vă transmit și vouă. Probabil că sunt șoferi care sunt încordați la început, asta va trece în 6 luni, un an maxim. Mașinile sunt diferite, conducând foarte multe autoturisme, pot să zic că unele au ambreiajul scurt, altul mai
o cursă mai lungă, altele mai rigide. Cele care sunt la motoarele pe benzină în general sunt mai ușoare, mai ușor de acționat. La diesel ambreiajul e un pic mai greu. Cam toți instructorii îți spun că e mai greu să începi o școală de șoferi pe un motor pe benzină, mai ales dacă are și GPL, pentru că îi mai scade puțin din putere și mai ales pentru că vei avea la examen încă 3-4 pasageri în mașină, plus GPL, plus motor mic, plus emoții, s-ar putea să ai bătăi de cap. Mereu trebuie să te asiguri de două ori dacă ții la viața ta, chiar dacă tu ai prioritate. Am cunoștințe, prieteni care au făcut accidente foarte urâte și n-a fost vina lor. Spre exemplu, cineva cu un Hyundai Grand Santa Fe, mașină nouă de 50 ceva de mii de euro, se duceau la Viena, sau toți de la Viena, și e un drum undeva, o intersecție, așa, o bifurcație, se intersectează două drumuri și vă dați seama că una dintre mașini are stop sau cedează trecerea, să dea prioritate. Și deși ei aveau prioritate, a venit o mașină cu 120 la oră și i-a izbit lateral. Mașina s-a răsturnat de câteva ori pe câmp, pe acolo pe unde a fost întâmplarea, și s-a ales cu o fractură de coloană. Faptul că a avut o mașină înaltă i-a ajutat, i-a protejat. Vă dați seama, la 120 de km pe oră, un impact lateral, deci poate fi periculos. Întotdeauna mașina trebuie să corespundă tehnic. Anvelope ok, frâne ok, lumini ok, emisii ok, direcție ok, tot acum. Vizibilitatea să fie bună, farurile să fie reglate corect. Nu vă faceți tot felul de improvizații la mașină, pentru că tot voi veți suferi, fie luați o amendă, fie deranjat alți participanți, fie puteți provoca un accident. Mașina trebuie să stea 95% cum a gândit-o producătorul. Mai ales că producătorul s-a gândit și la siguranța ta, și la siguranța pietonilor, și la tot ce se poate întâmpla când vii tu Gigi Mușchi, Gigi Contra, cu piese aftermarket, roți mai mari, stopuri nu știu de care, reduci vizibilitatea, poți provoca un accident. Scopul acestui clip este să împărtășesc din o parte din informațiile pe care le-am acumulat în acești 9 ani. Eu am 27 de ani, am permis de la 18 ani. Am toate categoriile, mai puțin D plus E. Deci nu am D-ul, am A, B plus E, C plus E. Mi-a plăcea să fac review și la camioane, la un cap tractor, la o semi-remorcă, la remorci. O să-i pun la mașina asta un clip de remorcare și să facem niște clipuri cu remorci. Cred că este ceva unic. Posibil pe viitor și cu vreo motocicletă, deși nu am experiență. Eu am dat aul în poligon pe un motor de 125, care era practic pentru A1. Nu am condus motoare mari, nu am experiență. Dacă cineva îmi dă acum, hei Răzvan, dacă vrei să dau motorul meu de 1000 să mergi cu el, pic în cap cu el în secunda a doua, pentru că nu am experiență și nu am dexteritate, dar am permis. Asta e amuzant. Mi-ar plăcea să intru și în acele zone, dar momentan îmi sunt străine. Asta e adevărul. Așadar, grijă mare când conduceți, fiți prudenți, păstrați distanța, mașina să fie în stare tehnică foarte bună, folosiți piesele recomandate de producător, adaptați viteza în funcție de condițiile meteo și fiți calmi în trafic. Și astfel, poate ajungeți la 1.000.000 de kilometri, 30 de ani de permis. Și apropo, eu nu am decât o amendă de viteză de 74 de km în zona de 50, deși aș merita mai multe amenzi, pentru că de multe ori am depășit limita legală de viteză fără să fiu prins. Nu că aș încuraja așa ceva, doar că sunt momente în care drumul este liber și zona e de 50 sau e noapte și nu deranjez pe nimeni. Am o amendă de viteză, am o amendă de centură foarte penibilă. Eu chiar port centura mereu. Am luat o amendă de centură pentru că am plecat de pe loc, din fața blocului, am ieșit din parcare și n-am apucat să trag să-mi pun centura. Știu că legislația spune SOC,
scaun, oglinzi, centură, pornești mașina, te pui în mișcare, ai plecat de pe loc, ești în trafic. Eu am pornit motorul, m-am pus în mișcare și apoi a urmat să-mi pun centura, să le fac pe toate în același timp. Cred că toată lumea face asta. Ba mai mult, unii nu poartă deloc centura. Vreau să fiu pe cât se poate de corect. Acum, perfect, nu sunt nici eu și nici alții. Și consider că nu eram chiar el mai mare infractor să-mi dai amendă că nu mi-am pus centura imediat ce am plecat de pe loc. Având în vedere că aveam toate actele în regulă, asigurare, lumini, ITP, totul în perfectă stare. Asta s-a întâmplat când aveam Audi-ul la 3 până să-l vând cu câteva luni. Am luat un avertisment că am parcat-o într-un loc unde că nu trebuia să parchez, deși strada era foarte lată și nu era niciun semn de oprirea interzisă, staționarea interzisă, parcarea interzisă. Strada avea mai mult de 6 metri lățime și n-am pus-o la 25 de metri până în intersecție, dar trecem peste, am luat avertisment. Și am scăpat de foarte multe ori, vorbind frumos, cu domnii polițiști de la rutieră. Așa că dacă e vina ta, cere-ți scuze, învață din greșeala ta, asumă-ți-o, lege e lege și s-ar putea să scapi cu un avertisment sau să fie iertat în totalitate. Pentru că și ei sunt oameni și îți dai seama, dacă au dreptul să ți-o tragă și ești nesimțit, ți-o trag. Dacă au dreptul să ți-o tragă, dar ai fost un cetățean cu bun simț, s-ar putea să te iartă. Eu de cele mai multe ori am scăpat vorbind frumos. Da, unii sunt abuzivi, unii polițiști sunt abuzivi, sunt nesimțiți, sunt neserioși, te opresc fără drept, sunt invidioși, văd că o mașină mai puternică, mai tare, te trag pe data să te ciugulească, să te ia la întrebări, cu ce te ocupi, nu știu ce. În fine, detalii. N-am pățit personal, dar au pățit alții. Și într-un final am scăpat de multe ori vorbind frumos și fiind civilizat. Alt lucru pe care îl recomand tuturor șoferilor, mai ales ălora de camion, care dacă mergi cu 3 km sub 90 de km pe oră în orice zonă, în oraș, în autostradă, în localitate, flash, 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 vin la 3 cm de tine în spate, te înjură și tot așa. Deci, dragă șofer de camion, te rog în trafic, fii mai civilizat. Uite, e zona 70, merg cu 70. Dacă venea acum camion din spate, flash, flash, claxon, claxon, și cum mă depășeam, mă claxona și mi-a arătat un semn din ăsta că merg încet. Nu e vina mea că ai tu tahograf, îmi pare rău de tine, eu merg legal. Depășește-mă, dacă consider că te încurc, pe răspunderea ta. Nu vă mai plictisesc, nu vă mai rețin, vă mulțumesc, aștept părerile voastre, aștept să văd și eu ce experiență ați avut voi, dacă aveți, fie că aveți sub 9 ani, peste 9 ani, 30 de ani de șoferie, sunt curios care sunt cele mai interesante sau neinteresante sau neplăcute experiențe ale voastre de când aveți permisul de conducere. Sunt curios să văd la mai multe persoane acest lucru. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.